După Nothing Phone 2, pe care l-ați văzut la noi în decembrie, o să vă las link în descriere la review-ul lui Nothing Phone 2, a venit și rândul lui Nothing Phone 2A, un smartphone care s-a lansat recent pe piață. Am fost la prezentarea lui în Barcelona, am văzut circula pe internet o reclamă de la Londra foarte, foarte tare, așa că vă sfătuiesc să căutați și reclama lui Nothing la lansarea de la Londra. Un telefon mid-range cu un preț de telefon, hai să spunem, în zona de jos, dar cu specificații foarte bune, un design care mie îmi place foarte tare. Eu folosesc Nothing Phone 2. Nothing Phone 2 aseamănă foarte tare cu modelul Nothing Phone 2, numai că avem acest ansamblu de camere care mie mi-aduce aminte de smartphone-urile de altă dată. Un lucru pe care, sincer, mi-am dorit să-l revăd în 2024, ei bine, cei de la Nothing au venit cu această variantă de design. Avem un spate din plastic, se poate auzi, dar este un telefon mid-range cu un preț destul de bun, cred că este unul dintre cele mai bune pe zona asta. Avem în jurul camerei, știți, v-am obișnuit cu acele luminițe de la Nothing Phone 2 și de la Nothing Phone varianta 1. Hai să vedem unde se aprind aceste luminițe. Default ringtones. Deci se aprind. Un lucru pe care vreau să-l subliniez la acest telefon și poate pentru că poate o să uit să spun asta în review, are sunet stereo și se aude foarte bine. Ecranul este un AMOLED cu miliard de culori de 6.7 inch cu rezoluție puțin sub Full HD+. Peste Full HD, dar puțin sub Full HD+. Luminozitate foarte bună, luminozitate maximă de 1300 de niți. Luminozitate, hai să spunem, clasică, normală, în condiții normale, nu de soare foarte puternic, între 700 și 1100 de niți. Este acoperit de Gorilla Glass 5, conform unui mid-range. Da, are rezistență la apă și praf, conform standardului IP54. Adică splash, stropi, poți să mergi cu el prin ploaie să vorbești la telefon, deci nu se va întâmpla absolut nimic. Pe lângă design, greutatea nu este foarte mare, are doar 190 de grame, ne-am obișnuit cu telefoane cu greutate între 200-230 de grame, deci nu este greu absolut deloc. Dacă tot am vorbit de partea exterioară de ecran, hai să vedem ce are la interior. Procesorul este unul de la MediaTek 7200 Pro pe 4 nanometri, un procesor de mid-range. Memoria internă pornește de la 128 până la 256, deci avem două variante de memorie, iar memoria RAM între 8 și 12 GB de RAM. Suficient pentru cei care iubesc aplicațiile care consumă foarte multă memorie și anume jocurile. Pentru că ai și un ecran foarte bun care îți permite să te joci pe el, ai și toate specificațiile tehnice care să te ajute la fel să ai o experiență cât se poate de bună în zona de gaming. Dar hai să mergem la partea cea mai interesantă și partea pe care o așteptați cu toții, și anume ansamblu de camere. Avem două camere. Așa ne obișnuim de la Nothing și pe modelul 2 avem tot două camere, dar sunt dispuse aici vertical. Aici avem acest ansamblu de două camere de 50 de megapixeli fiecare. Avem o cameră wide de 50 de megapixeli și una ultra wide tot de 50 de megapixeli. Foarte interesant este că avem filmare 4K la 30 de cadre pe secundă, avem compatibilitate HDR și avem stabilizator optic. Pe partea de selfie-uri avem o cameră de 32 de megapixeli, nu filmează 4K, dar filmează Full HD la 60 de cadre pe secundă, ceea ce înseamnă mai mult decât suficient pentru un telefon mid-range. Dacă mai țineți minte, anul trecut am avut flagship-uri de mii de lei care filmau full high definition pe camera de selfie. La capitolul viteză de transfer avem un USB Type-C 2.0. Deci avem standardul pe mid-range-uri când vine vorba de USB Type-C, de viteza lui. Bateria este măricică, deși telefonul, nu știu, mie nu mi se pare foarte mare acest telefon, chiar dacă are 6.7 inch. Poate și pentru că total
totalul ecranului din body-ul telefonului este de 87,6. Bateria este de 5000 mAh cu încărcare pe 45W, încărcarea pe care încă o găsim pe flagship-uri, și anume Apple și Samsung. Povestea lui Nothing, după cum știți, la fel ca și povestea lui OnePlus, pentru că sunt făcute de același om, și anume CarPlay, a fost să scoată telefoane cu specificații foarte bune la prețuri accesibile, acele flagship killer. Practic, telefonul ăsta nu îl văd în competiție cu mid-range-urile mici. Telefonul ăsta îl văd în competiție cu iPhone 15 și seria A de la Samsung. Mai vorbim și de Magic 6 Lite. Acolo văd eu competiția pe aceste telefoane. Dacă OnePlus nu mai ține cont de zona de flagship killere, Nothing sper să țină în continuare cont de această zonă. Are telefoane foarte mișto din punctul meu de vedere. Nu s-au făcut foarte multe review-uri, cel puțin la Nothing Phone 2 sau la Nothing Phone versiunea 1, dar eu, când am descoperit telefoanele Nothing, mi-am zis, da, aceste telefoane chiar merită să fie arătate și mai departe. Am văzut recent o știre pe Forbes că în primele 24 de ore de la lansarea acestui model s-au vândut 100.000 de unități. Gândiți-vă că poate inițial ar părea o sumă micuță, 100.000 la nivel mondial, dar pentru mărimea brandului Nothing, care este un brand nou, este uriaș și cred că și-ar dori și alte branduri să aibă pe o lansare de mid-range 100.000 de unități vândute, mai ales că, vă spuneam, nu este un brand care să-și facă reclamă agresiv, este un brand care a targetat un anumit segment de public, care s-a săturat oarecum de telefoane mult prea scumpe pentru ceea ce pot să fac. Cam asta este părerea mea despre noul model Nothing Phone 2A. Aștept comentariile voastre și aștept un subscribe dacă vă doriți acest lucru, pentru că ne ajută foarte tare să creștem și noi și să vă oferim review-uri cât se poate de sincere și de calitate.